Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod, la... Oi, și te-a accelerat așa, bă. La căsuța din pădurii. Na, flămându-o, na. Mâncă, să te saturi. Unde să lăsăm? Fii atent, ia vezi, mai este pâine aici. Ia vezi, e bună pâinea asta. Ia vezi dacă e bună. Da, e bună. E bună pâinea? Da, dar de un când e asta? E de o 2 zile, 3 zile. E bună. Păi nu știu, băiete. E bună. Da? Da? Bine. O lăsăm așa. Știi ce facem? Ca să nu... Am luat niște fasole de acasă. O punem la încălzit, să încălzească. Și cu 2-3 cârnați, deși îi trag eu imediat la tigaii. Mâncăm și pe urmă mergem afară la treabă. Până una alta tu pregătești-te acolo așa cu ierbicidatul, ca să ierbicidăm cartofii. Unde e pus salamul la tine? E mașină. Bun, nu am mașină salamul. Hai că eu pregătesc aici imediat. Îți dau cancel de asta. Mahaha. Și ha ha. Și șala ha ha. Ia-ți bă, mănâncă. Ha? Mănâncă, nu-i pune multe, că dacă se udă, nu le mai mănâncă pe urmă. Bun. Hai că eu fac o leacă de foc, să încălzesc, că... fasolea. Așa mai vine acasă, domnule. Uite, frumos, elegant, păi da cum? Uite, e curent. Așa da. Mănânci frumos, te apuci să mănânci. Ia uite. Mamă. Ia uite. Acum mai vine să faci treabă. E. Păi da. Bună. Bună. Da, poți să pui și prăjească. E... altceva, păi. Vezi ce treabă fac eu acum până de seară de bihăi. Hai să vezi. Da, acum. Așa mai vede acasă, domnule. Cornel s-a apucat în parte și e să taie răchițele astea care au mai rămas pe acolo pe jos. Eu am să pun să fac compoziția magică pentru asta, cum zici, pentru erbicidat. Să fac erbicid și să dau la cartofi, că e soare, e frumos. Am aici, de data asta dăm cu altceva. De data asta dăm cu Sencor, se cheamă. O zis că merge un păhărel de ăsta la 50 de asta de apă. 50 de litri de apă. Ia uite așa, unul. Un păhărel. Uite așa. Ia uite ce fain să face. Eu am să-i mai pun unul, să și eu bazat. Am să-i pun unul jumate. Unul jumate. Uite așa, perfect, mamă, cum s-a făcut. Și eu să-mi văd, mamă, zici că e vară asta.
Aveam și o altă sculă, o sculă mai performantă, să zic eu așa, cu mai multe expresoare de astea, să cum se cheamă. Are, câte are? Una, două, trei, patru, cu cinci. Cinci bucăți de astea are. Cinci bucăți, pompă nouă-nouță. Uite așa. Se o să amestec acolo. Ei, ce-o făcut? Ușa de aici sau s-o rupt? Vai de mine. Ori ușa de aici ori s-o rupt. Am îmbulinat-o. Uite așa. De acolo să... Miroasă ceva? Nu prea miroasă. De acolo să... Eu o să bag aici, să umplu. Am luat asta, poate. Uite așa. Hei, drag, dau cu jos. Am ședat. Da. Am luat în spate. Și doi. Cornele! Mai poți? Acum. Ia. Eu mă apuc să dau aici la... M-am echipat. Zi, Doamne ajută. Doamne ajută, dar ai grijă, poate dai pe șapă. Poate dai pe șapă. Ai grijă. Mare grijă. Are baterii? Merge? Ha? Merge? Merge. Am terminat și eu aici cu gătejile, tu ai terminat cu trasul... Da, am terminat. La Ierbișar, du-te și adu ața și de acolo, de la deal. Și ne apucăm ce făcut găurile. Hai că se usucă rasa adusă și unde e bun dacă nu. De mine și de mine. Da. Așa, lemne nu erau pe aici? M-a dus eu, și bucat de scânduri ca lumea. Să vezi, a? Ai găsit așa la, nu l-ai găsit, da? Ai găsit așa la? Ce? Bidonul așa la? Da. De aici? Da, cred că de aici acolo, nu?
Hai să o luăm de aici, ca să mergem cu primul rând de aici, uite așa. Chiar așa aproape? Da, păi da și... Nu, ca să poți prășești lângă. Dar n-avem treabă cu asta, de aici. Cum n-ai treabă? Pe marginea asta nu dăm. Ce nu dai? Nu dăm pe marginea asta cu motocultorul. Dăm între ele, hop, atât. Du-te în parte și înaltă și întinde la acolo. Ce se întâmplă? Bate la acolo. Cât ne dușim? Cât ne dușim? Dar și mai este încolo, mai este ceva încolo? E acolo, e prea margine. Nu-i margine, te dai leac mai așa. Mai. Atât. Dar încolo și mai este, hai mergem. Păi aici ai dovleșei, ai întind aici. A, hai, dai acolo. Atât. Mai știi unii captul? Bun așa? Aha. Da-o treapta. Bine, bine așa. Cam aproape, ne? Nu. Bine. Cam aproape. Nu mai departat, e deja. Deja. Câte firi avem? 300. A! 300? Da. A? 300 de firi. Vai de mine. Nu știu, am luat 50 de un fel, 50 de un fel. 100. Și pe urmă iar încă 100 de... 200 de tăti. Vai de mine. Cât este aici? Una? Șaptesprezece. Ori 10 la deal. Facem. Acolo. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Vă leu, tot este trebuie să le facem. Tot bucata asta. Până aici. Da. 10 ori 10. 10. Dar punem câte două, bă. Punem câte două, nu pui câte unul. Hai, șmecherii. Câte două la gaură. Fără gard și fără poartă, o casă dărăpânată, ce stăteam mai să cadă, am renovat-o pe toată. I-am pus uși și-am pus ferestre și un acoperiș peste, cu drag la ea am muncit și cam bazme a ieșit. Cam atâtea găuri trebuiesc. Dar eu știu. Eu știu că ai luat 100 și 100, să știu nebun. Ascultă ce zic eu. Ai luat 100 de șiri de roșii. Adică 200 de șiri. 100 de un fel și 100 de un fel. Ia vezi.
Ia și numărul. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Hai 100. 28. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Hai. 39, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, da, s-o leacă mai mult. 52, 53, da, s-o sută, s-o sută. A, cu omul mai dat mai puține, știi? Mai multe. Adică mai multe au trecut, 1, 2 în plus, știi? Da, scâte 50. Păi sunt 100 de firii de roșii. Păi 100 de firii de roșii. Tu ai zis că 100 și 100. A, da, am înțeles. 100 de firii de roșii și mai sunt 100 de firii cu tătua acele. Ardei și cu vinetele. Da, și acum ce facem? Le punem? Ascultăm pupă, dacă nu. Am zis că ne ducem până sus cu astea și pui câte două în cuib. Păi dacă câte două. Posibil să nu sprinde, știi? Amândouă și rămâne golul. He, lasă-le aici. Îl lăs aici? Da. Hai să mergem acasă. Cum să mergem acasă? Acasă. Dar ce acasă? Păi de gata. Cum mă, nu trebuie să pui mai este? Păi nu le merge acum? Nu le putem. Bă, că o zis taică-mea cu maică-mea. Taică-mea. O zis că nu, să nu le punem când e soarele sus, o zis că le pleoștește pe tăte și nu mai nu faci nici, să usucă tăte. Trebuie să așteptăm până să lasă soarele. Frumos miroase. Da. Eu zic părerea mea, hai să punem că am văzut că ai luat căpșunile. Căpșuni. Hai trebuie să cărăm apă. Unde? Acolo. Eu nu car apă. Și ce facem? Nu știu, nu mă interesează. Eu nu car atâta hamar de apă acolo. Le pui fără apă. Fără apă. Că cum, spun cu apă? Cu apă se pun. Vai de mine. Mamă, cu și cărăm noi apă. Aduce-mă ăla aici. Care? Așa, la bidonul și ăla. Și al mare alb? Da. Și? Îl umplim? Și? Și îl tărim la deal. Cu și să-l tărim la deal? Cu așa, pe, dar n-are chioare. N-are suportul și ala jos? Ue, punem 100 de kg de apă, 200 de kg de apă, punem în el. Hai le cu escavatorul, nu mergi cu escavatorul. Apoi durează 3 ore până ajungi cu escavatorul ăla și te întorci înapoi. Nu-i bun. Îl mai degrabă tărit. Da, bă, adus aici și tărit. Încarcat cu apă și tărit. Îl tări, bă, cu ăsta, bă, până acolo, bă. Bă, nu se rupi, bă, ca e așa la, bă, jos. Dacă zic că nu se rupi, hai să nu uităm la el, hai la deal. A? Așa e contra greutate. E contra greutate. Ai luat sapa? A luat-o, a luat-o. Ce mai trebuie? Mai trebuie două. De ce? Două ori să le avem numai pentru roșii, mă. A câte găuri sunt? He? Câte găuri sunt? Unde? Câte găuri sunt? 102. Păi? Vin 50 de găuri pentru roșii. Eu am făcut 100 de găuri acum. Vin 50 de găuri pentru roșii. Așa. 50 de găuri pentru ardei și mai avem acolo. Și tu bați burta. Mi bate-o, bate burta. Investiția mea de o viață. Eu știu trebuie să fac albinuțele. Nu ca mine. Ia să văd și aici. Ia să văd unde.
Vezi că i-am lăsat mașină acolo la umbră, ne-am pus cutia. Le-am calcat să-și o alunec. Bă? În mașină? Da. Cred că mai bine se încadrează aici toate căpșonile. Ia să vedem acum că am dat comandă de pe internet, pe un site. Bă, da. Dar cum le-au pus aici, eu? Cum le-au pus? Le-au pus în cutii. Păi cutii le-au pus. Așa? El nu mai a avut aer, sara, și l-a murit. Ia uite ce e greblă. Era să nu-mi încap. Au șeși. Tu ești sănătos, cât e firii luat? 200. Ai pui tu 200 aici. Așele nu-l pui, pui... Desă, nu-l pui cum ai pus așele. Toată bucata asta o punem. Și cum îl punem? Fiecare fir de asta așa? Da. Dar adu-o țăpuș. Adu-o țăpuș. Pac, și le punem. Hai. Păi da. Nu mai pui. Să vezi ce rapid le punem. Și îl cumpărăm pompă și aducem să udăm. Păi da, că altfel nu facem nica. Da, s-a făcut. Ce-ai făcut aici? Pistoale? Ce pistoale, băi? Care vrei? Prr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 
Ba da. Hai să faci tu. Trebuie băliarul ăsta. Aici? Bă, dar trebuia greblat aici, ea? Cu ce nu urăche? Trebuia greblat? Întins? Dă-te bucata asta până. Am zis eu că nu pune. Era bun, era bun dacă era uleacă umed. Ce să fie umed? Pământ aici. Am să afară, n-ai zis. N-are treabă cu tine, dacă tu nu îi dai în seamă, n-are treabă cu tine. Ce-ți aduce aminte aici? Dar nu ți-ai n-ai și o amintire aici? Oglinda. A? Oglinda, oglinjoară. Ai uitat de cântecul. Ai uitat de cântecul. Oglinda, oglindoiu, cornelit, corneloiu. Da. Cine și-a aduce aminte de cântecul să scrie în comentarii? Trebuie pe video. Câte bucățeți că ai? 200. 200. 200. E mult? Nu e mult. Ia, mă, s-a tat! Lasă-mă boale!
Te pregăteai de fugă, tu. Am văzut cum mă băzic la cap. Auleu. Bă, dar și le uștiam frumos. Da. Hai. Hai. De cai că se filmează. Bă, fă găuri și o pun în urmă. Da? Să le luăm așa? Hai, pe rând. Fă găuri, deci cât pui, hai. Eu îți sunt florit, eu ți-l-o dat. Mamă, câte pot. Și ce-a făcut băiatul? Vai de mine și de mine. Uite așa, ți-am, tu faci găuri. A, dar bun că-s mare. Uite așa. Dar nu trebuie. Uite așa. Trebuie udat neapărat. Păi merge să cumpărăm pompă la boală. Oare s-o prinde? Dacă le udăm, se prinde. Da, așa cum se li? Nu o să se prinde. Ha? Nu o să se prinde. Aici este într-o lună în zile merge pe rod. Hai, bă! Serios vorbesc. Doar da, imediat ele se înfloresc. Da. N-au apă. Aici trebuie întins, nu știu, trebuie furt o lungă. Am eu luat. Am acasă, am luat vreo 50 de metri. Și mai mult de 50 de metri, a? Bă, ți-am zis cum facem. Luăm ăla, îl umplim cu apă. Și trebuie să iei sus. Și îl punem aici, sus. Și udăm căpșunile. Pompa udăm, pompa să udăm acolo. În jos. Da. Bă, boli. Ia-te-l pe asta, dacă nu. Păi țin de mână, mai tare cu asta. Corneli, oprește-te. Oprește-te că e o mare problemă. Deci n-ai zis, domnule, că are în cutie și ghid. Ghid de pas cu pas de plantare și întreținerea. Ia uite-o leac și zice aici. Eu acum am văzut. Fii atent. Ghid pas cu pas, plantare, stolan de căpșuni. Stoloni. Pregătirea terenului. Afârnarea prin arături la o dungime de aproximativ 30 de centimetri. Frezare și mărunțărirea foarte bine a solului. Pasul 2. Fertilizarea solului. Aplicarea unui fertilizator pe bază de îngrășământ chimic. Chimic sau gunoi de grajd. 300-500 de grame pe 100 de metri pătrați. Aici e gras pământ de păduri. E gras. Așa. Pasul 3. Mulcirea. E foarte importantă, scrie aici. Se poate folosi materie vegetală formată din paie sau varianta cea mai recomandată este folosirea foliei speciale de mulcire, cu găuri sau fără găuri. Această metodă este eficientă pentru a preveni apariția bunjenilor. Trebuia pus folii. Ca să nu mai crășească. Da. Folii. Crășăm, hai. Crășăm, hai. Pasul 4. Despachetarea. Se desface ambalajul fără rănirea rădășinilor. Nu le-ai rănit? Pasul 5. Fasonarea rădăcinilor. Opa, trebuia rupte rădăcinile. Înainte de plantare se elimină aproximativ un sfert din rădăcină pentru o dezvoltare vegetativă corectă. Se curăță planta de toate frunzele, lăsând doar 1-2 frunze verzi. Hidratarea. Atât la plantarea de primăvară cât și la cele de toamnă se recomandă imersarea stolonului în apă timp de cel puțin 30 de minute. Deci trebuia pus în apă cu 30 de minute înainte să-l plantăm. Ele? Da. Ca prinderea să fie mai sigură, hidratarea se poate face și prin mocirlire. Se face un amestec compus din 1-3 pământ, 1-3 măraniță și 1-3 apă. Se amestecă până se obține o pastă omogenă de consistența smântânii. Deci trebuia nu așa cum le-am pus noi. De aici, pui apă așa și Da. Pasul 7. Plantarea. În acest caz este necesar să sapi o gaură, o groapă, cu o adâncime cuprinsă între 5 și 20 cm.
funcție de cât de lungă este rădăcina plantei sau varianta recomandată folosirea unui plantator special. Apoi vei introduce rasadul în groapă, vei acoperi cu pământ și vei bătători. Asta am făcut-o. Da. Sfaturi și recomandări. Ai grijă ca rasadul să nu fie introdus prea adânc și doar rădăcina să fie acoperită cu pământ. Stolonul trebuie să fie îngropat vertical în sol. Rădăcina nu trebuie lăsată afară. Nodul de creștere nu trebuie îngropat. Nodul tulpinilor trebuie să fie la suprafața solului. Distanța de plantare este 20-30 cm între plante și 1 metru între rânduri. Aoleu, o spre adesă. Bătătorirea. Acest pas este foarte important și implică bătătorirea solului în jurul rădăcinii. Asta am făcut-o eu. Irigarea poate fi făcută prin picurare, mai ales ca plantele au nevoie de o cantitate ridicată de umezială pe toată perioada vegetației. Tuburile sau furtunele de irigare trebuie montate pe pământ. Dacă se folosește folie de mucilere, se așează sub aceasta câte două benzi pe rând. Apa nu trebuie să picure pe frunze sau pe fructe. Deci ce aș putea să mai fac acum e să le iau rădășinile astea cât spre mari și să rup un sfert din ele. Uite așa, să le rup de aici. Lasă că-ți dai eu faci cu cealaltă, unde l-ai dus? Nea, așa că ți le tai eu, mă. Le rupe cu mâna. Dar nu le poți rupe cu mâna, mă. Uite, nu tai multe. Așa le nu-s bune acolo, că erau prea. Uite, un sfert, nu jumate, au zis. Dar nu jumate, mă. Un sfert. Și trebuie lăsate frunzele. Numai câte un frunză, două. N-aibă mai mult de două frunze. Vreau să nu taie. Da, este bune așa, bă. Este bune. Astea care au jiți prelungi. Sunt unele care au prea mari. Da. Da, uite, de exemplu, asta e bun așa. Asta e bun așa. Mamă. Uite asta, de exemplu, are lungă. Asta trebuie tăiată de aici. Le facem așa și le... Vezi ce înseamnă, dacă nu citim? Îi dăm bătăi? Da. Atâtea mai sunt. Crestul le-am pus așa, acele nici nu le mai... Bun. Ce să le facem? Îi fac, îi dau cu asta. Îi fac mai rar alea, între ele. Folii mai rare la deal. Auzi? Mai trebuie 8 găuri să mai faci. 8 fac. Mă duc pe apă, că mai avem apă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 găuri. 7, 8 găuri. Ia uite așa. Dar bună invenția asta cu sticla. De acum, de acum. Hai, eu când puneam căpșuni, și crezi că le puneam cu baligă sau cu... Uite așa le trânteam. Un chisaloc de ăsta. Mai fac? Nu le-i numarat. 2, 4, 6. Cred că da, e gata. Cât mai ai acolo? 4. 4. Mai fac încă 2. Problema e că trebuie udate de acum acolo. Le-am turnat eu apa așa. E normal, n-au spus că își trebuiau lăsate în apă înainte să le pui. E bine că dacă le torni apă, acum n-a nimic, știi? Dar problema e că vezi că treaba avem acolo acum. Vai de mine! Cu rasadă și-alaltă. Doamne, ajută-s!
să prind. Ia. Piano, piano. Piano, piano. Ce piano, piano? Piano, băi! Ia. Ce piano, băi? Mă spărie. Ce piano? Ușor. Hai că mă murdăresc chiar de partea cealaltă. E, cam așa arată. Plantația de căpșuni de la căsa din pădurii. Ia ce frumoasă sunt. Acum o să dea Dumnezeu să ridici. Da. Să dea Dumnezeu să ridici. Ne trebuie o cană acolo. O cană? Da. De ce? Păi ca să punem apă în găuri. Ia. Fii atent, eu o să ud. Așa. Și tu urmă pui câte două ferie în fiecare gaură. Ui, dar udă cu gălea ta, ui, ce faci cu atâta țărică de apă? Mai udă o dată pe urmă, după ce punem. Mai puțină apă, ui, așa ne trebuie apă călă, ui. Deci mai udă o dată după ce punem, mă. O găleată de asta merge la 4 de este. Man. Câte două ai zis, a? Da. Vai de mine și de mine. Vai de mine și de mine. Ia. Două. Patru. Păi dar neapărat trebuie să le pun așa? Da, și două să pui. Șase. Asta e unul. Uite, astea-s două. A, opt. Care? Eu sunt mașină. Mă duc să le aduc. S-a terminat. Ce s-a terminat? S-a terminat un rând. Ce mai avem? Mai avem... Adică s-a terminat alea, astea-s bulbucate. Astea le-au fost
Acele au fost ochiul boulu. Și astea și zbucate. Este nu știu ce. Inima boulu, nu ochiul boulu. A, inima boulu. Inima boulu, nu ochiul boulu. Inima boulu. Mamă, trebuie de apă aici să și nebun dacă nu. Băi, păcat ai trebuie să avem apă aici. N-am zis cu o pompă și facem treaba dacă nu vin. Și groasă și frumoasă. Și bă, știi, serios. Știi, serios. Bulbucur. Așa ai zis? Da. Dar vine tictelul, am mai puțin sau tot atâta? Vine de, nu știu, 50 de piri, parcă. Că nu, 20. 20? Da. Dar vine de și unde să le punem? A. Vine de și puțini. Hai să le punem în porțiunea asta aici. Vezi în capul lor aici. Vezi? Aproape, da. Chiar aici, lângă? Da, unii să le pun. Facem aici. Nu mai fac încolo. Sau le punem în capăt acolo? Mai degrabă în capăt. Dar putem să punem aici două, dar nu, 4, mă gândesc, e un cap, este 20 și le punem aici, vă, frumos. Ține că fac făgăuși. Bate și ăla aici? Da. Hai, știi. 16. Atâtea-s? O, dar mai multe, cred. Da. Câte-s? Cât mai fac? Sunt două. Încă două găuri, nu? Două găuri, da. Așa. Hai așa. Trebuie să aduc și aici o găleată cu apă. Urmă pot să le plantez, eu duc cu apa. Ai adus țărușă și e? Dar nu, voi, nu trebuie, uite, bagi în mâna acolo, că e moale, vezi? Uite așa. Bagi mâna. El e moale aici, știi? Așa. Acum așa a plecat-i? Da, dai pe așa. A plecat pe pământ? Da. Îl pui în chișoare? Ha? Hai, lasă, domnule, că le plantez eu. Îl ieși gaură așa ca să punem noi apă, știi? Eu credeam că le pun una lângă alta. Nu una lângă alta.
Mamă. Câtă treabă, ha? E greu? E oleac. Cine? Mitsubishi-li. Bă, l-au făcut. Mitsubishi. L-au făcut. O vrut cu Mitsubishi. Ia uite-l. Ia uite. O venit cu Mitsubishi-li. Mamă. În sfârșit merge picioarele lui. Da. Am zis că nu-l mai văd mergând. Și doar ne-a fost. Oare nu vine să ne ajute la pus? Treabă. Normal. Da. Ai diudat? Mai am o leacă pe acolo, mai dau. Am terminat, dar mai dau o leacă pe acolo. Eu am pregătit să-și rea să tăiem popșoi. Nu, și popșoi, trebuie să am, că am luat de asta pentru chiftiriț, corocid, corocid pentru chiftiriț, ca să... Ai grijă că nu ai voie să pui mâna, că dacă ai pus mâna, e gata, e jale. Jale cu da. E cu jumare. A, dar nu e jale cu jumare. Vreau și puti. Vreau și vreau puti. Ia. Și acum așa că trebuie să li... Li zăpășim pe aici. Uhuu! Mamă, ia uite, sunt albastri. Mamă, sunt albastri, deci nu-i mare preferată chiftiriților. Ia. Ia uite așa. Dar nu știu dacă ne ajunge. Mai mă unai? Două. Gata, bă, câtă pui. Ia corneli și albastri. Albastru de veroniță. Ia uite. Mai ai că e terminat, nu? Da. Să nu leacă că... Băi, da, e bun că am văzut și mașina asta făcută cât de cât. Cât de cât? Nu e făcută la... Nu, încă nu-i. Dar și când o să fie gata. Dar nici nu am făcut nica la ea, adică n-am luat-o. Auzi? Iar să bea așa și voi, frate dragă, să cacă exact când ajung eu. Când ajung eu, te cași. Țășniești întâi ca la o rață, zice. Exact ca la o rață. Bine, să cacă, să cacă rățele, știi? Dar și puti. Mă șur să-l aude. Eu laudă la el. Dar și rău puti. Eu laudă că să puti. Nu știu cine i-a dat să mănânc. Dar este să pune numai la roșii sau și la ardei? Să pune și la ardei. Dar, practic, chefteritele nu mănâncă planta, oi. Vine la o, la o mezală. A. Vin la o mezală și fac tranșa aici, dang, 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 și tai și prind din față. A, nu știu, ar trebui neapărat planta care o pui tu în pământ. Nu, nu, nu.
Din contra, pentru ea planta e un obstacol. Da, păi și o tai. Mergi și o tai. Du trebuie de aici, așa, da. De la plantă. Tu a ajuns? Mi-a și rămas, poate mai are două rânduri aici. Dar vezi că mai ai două rânduri, că ai sărit două rânduri aici. De la vale și astea două de la deal. A, și pe mijloc nu vine chefterița, dacă la vale ai băgat din asta, la deal ai băgat? Acum merg cu astea două la deal. Intercalat, e? Ai folosit și a doua pungă? Nu. Nu vezi că dacă e economie? Nu, dar uite că pun așa. Pistită. Da, nu scrie pe pungă la câte cuibă să pun. Vezi că se pune ghemotoc. Păi ghemotoc de asta, respirat. Îi dăm și cu de astea, și cu de astea. E și frumos să vede. Oricum, de aici poate să vin garantat și o să mână vă două trei ori. Să dea Dumnezeu să facă. Da, nu? Asta contează. Băi, mulțumim Dumnezeu că am făcut o treia. Azi am făcut o grămadă de agricultură. Am făcut o grămadă de treabă azi. Am plantat ardei, am plantat roșiile, am plantat căpșunile. Și căpșunile le-am plantat. Băi, ia-i asta acasă, trebuie să pleci acasă, nu? Da, mă duc acasă. Vezi că... Dacă nu vă place mașina, cum am făcut-o, asta e. Ce să vă fac? Acum nu-mi place. Altceva mai bun n-am. Vezi că, uite, aici, să le iei acasă, vezi că mai este... Mai este încă o... Și elicopter aici. Mai este o de-asta plină cu ierbicid. Vezi, ai grijă cu ierbicidul și ăla? Da? Da, așa, 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 nu mai pui frână. Și normal și trage cu fața. Cu spatele trage. Aoleu, și cu spate ușoară. Bă, mai avem aici de pusă. Cât sămânțurile și ele. Ia uite, ia. Ia uite ce avem acolo. Mă. Ia uite ce avem. Ce ai luat aici? Pepi. Raz. Este pentru ultimi. Unde ghețe? Da. Ridichii de lună. Băi, dar ce-i luat de soare, de varză? Ridichii de varză n-am luat. Mamă, pepin. Pentru jăl de frunză. Pa, hai să-l punem. Hai, bă, hai, bă, că aveți treabă și o vă rețin. Hai, mulțumim tare mult. Am plecat, da. Oameni buni. Intrați acolo și la canalul lui Costel, dați acolo și un subscribe la canal, că fără el nu putem face absolut nimic. Nu putem nici fără el nu mai costa vreo 20 de milioane. Da. Așa că rupiți acolo și butonul de like și la el, intrați la video la el acolo așa. Și pe canalul lui, la Pavel și Costel. Pavel și Costel. Eu am plecat, v-am salutat. Mulțumim, mulțumim tare mult, papa, papa. Pa. Mulțumim că ne-ai ajutat și la roșii, aici. Da. Ai pus tava și acasă? Da, el îi faci în continuu, tu? Ha! Pa, pa! Mamă, ce mai avem aici făcută? Uei, cât ar rasa durile! Stai la că să ne organizăm! Păi ne organizăm, fii atent! Fii atent aici! Avem pepeni? Pepeni se punem aici! Pepeni. Pepeni se punem. Trei pepeni unde îi punem? Da. Ha? Oi, mai ești tu acolo. Ai. Mai am și eu. Nini, dar tu nu ești sănătos. Și eu asta, ai praz. Marar. Mararul de la trebuie da, tu ești. Mararul ești. Aleu. Voi să nu-l dai pentru ba este. Pentru ce? Nu-l dai pentru roșii. Unica. Dar atât ai numai asta, nu? Da. Mararul. Dar trebuia o greblă, făcut strat aici. Un mararul iese și așa. Hai, da. Da. Dă-l aici, în colț, aici. Să vezi și iese, aici. Au și-o făcut. Asta-l de face. Hai să-l punem pe tăti așa.
Haide, domnule. Cum să-l punem pe tăi? Hai să punem pepeni întâi. Hai, că am 3 dese de pepeni. Punem de tăi, să știu, ală naibă dacă nu. Nu, băi, nu te adu aproape, bă, că pepenul se întinde, bă. Uite așa aici. Băi, se întinde pepenul, bă. Așa e, bun așa aici. Eu când zic se întinde, tot el nu. Se întinde asta de multă, dar și... Bă, când se întinde acum și ascultă ce zic eu. Nu e treaba ta. Tot la fel cât un sâmburi 2 să pun? Da, un sâmburi 2. Mamă. Am pus 3. Aiii, dar în găurile astea, eu știu. Deci trebuia făcut ca lumea. Eu știu, iesă. Ui, dar dacă pun câte 2-3, să știu nebun, pe aici trebuie să pui tătar la urma cu pepeni. Ia, aici am pus o 4. 5. Am scapat mai mult. Cuibur, zici că cuibur este de păsărică. Da. Uite, e cază ca să știi unde e, știi? Aha. Da, nu trebuie mult pământ deasupra lui, nu? Ne luăm pompă, că nu facem față așa. Altfel durează o lună până iese. Dacă nu plouă, o lună durează. Iau și mai este aici. Pepeni unde galben. Mai punem? Nu? Pepeni galbeni. Pe mai punem o rând, așa de aici până la geap. Și dacă se bate cu așa? Se bate. Ia să vedem. Ridichi, salată, 3 de salată ai, nu? Da. 3 de salată. Pentru jăl, pepeni galben, sunt două. Da, și două de praz și două de lichi. Are, ui, aici ai. Stai, dacă. Deci ridichile astea să le punem? Da. Hai să le punem acolo, așa, unde am pus căpșunile. Știi? Aha. Și a rămas locul ăla acolo. Da. Hai, mai răbdi că vine ploaie, hai. Bun, fă găuri pentru pepeni galben. Ue, aici ai făcut? Da. Ue, atăli ca atăli. Da, Ameli. Uei, dar nici eu nu li suport. Mamă, care îi faci gogoș. Da, dacă e a mie, probabil. Uei, pepeni galben să știu nebunul. Am mult aici. Am mult, mult. Aici și pui? Pui pătrunjelul ăla aici. Pătrunjelul. Totdeauna știi că pui într-o margină, știi? Ca să... Să ai și planul, dacă... Știi? Dacă ari. Da. Uai, la pătrunjel vă copus cum ne-a miluita. Dar pătrunjelul așa se pune? Dar nu bag mult. Hai că e aproape gata, nu mai fac. Adică mai dai. Dai. Hai de prazul și ala să bagă la aici. Stai că mai am. Că aici a fost o tonă de pântrujel aici. Acu e gata. Și prazul, aha. Este tare puțin în plică. Aici îl fac rasat să-l...
Gata. Praz. Ia ce se scoate. Hai? Ia ce se scoate. Da, băi, am o problemă. E spusuit de aia. Hă? Salată punem acum. Nu fă multă, că nu, bă, că nu-i multă salată. Adică în plicurile astea nu-i multă. Mamă, să vezi că nu-mi faci o salată de aici cu niște castraveți de-a noastră. Câte ai? Trei plicurețe, nu? Da. Când facem o salată de aici și cu... Mamă, mamă. Da. Și al treilea și gata. Păi, dar nu se cunoaște nici la șeapă la aici. Nu s-o vestejat. Nu ai și pus ghini? N-ajungi până în capăt, gata. Gata. S-a stup eu? De la mine, că e obosit. E chiar că nu moare deloc că buriana asta. S-a vedea mâini, bă. Ha? Iese salata aici? Cum sună iese? Dacă dă-mi zis și plouă leacă, dar udăm, mă. Udăm, că nu facem nimic dacă nu udăm. Între toapele astea, așa? Eu zic că trebuia dat cu greb la leacă. Nu, no, că și revine să ai liniște, dar n-a trage, trebuie mă uleacă așa, ușuril, știi, finuț. Acolo e pătrunjelul. Da. Și-o mi-a rămasă ridichile, nu? Ridichile am zis că le pun acolo la deal. Doamne ajută, dacă mai mănânc și o ridichi. Chiar cât e caz de ruchi. Uite și bolohani aici, uite. Uite, da. Și-a pus tot terenul. S-a pus tot, a? Tot terenul a pus. Am pus și la deal și la vale și acolo și acolo și acolo. Bun. Acum să așteptăm să iasă. Să le udăm în fiecare sală. Trebuie udat, da. Trebuie udat, că altfel nu facem nimic. Mergem, mă, și cumpărăm pom. Băi, o părere a mea zic că ridichile să le punem mâine. Deci nu mai poți, a? Te-ai muiat? Dar ce mai avem de la de aici? Băi, uite, vezi și ghinii că am mâncat la... când am venit? Nu ne foame. Da. Uite, vezi? Da. Să ne ridic, ia. Aici te-o mereu, da? Da. Vezi, s-am pus tot aici. S-am balat. Frumoasă-s. Acum să sperăm că nu se toflegesc asta. Te-ai bronzat ca tractoriștii. Nu pot să stau în chelea goală. De ce? Mă văd fieții. Vezi fieții. Fieții. Îndreaptă-te lunga lui legăie trotirie și ies la primăvară. Iar s-o căcat! Doamne! Păi ce-ai mâncat? Să usucă plantele, să știu neapă dacă nu se usucă de limbi gasa și flenturi dimineață. A,
am pântecăraie abdominală, să vrei. Hai să mergem la deal. Hai că trebuie să încărcăm. Bun, ha. Bă, oameni buni, cam asta au fost pe astăzi. O seară frumoasă tuturor. Nu uitați să lăsați acolo așa un comentariu, dați un like, dați o distribuire, să vadă și prietenii voștri. Hai să facem cât mai repede să ajungem la 600.000 de abonați. Hai acolo așa, dați acolo distribuire, că văd că slab cu like-urile, cu slab. Dați like-uri acolo, dați like-uri și dați distribuire, toată lumea, să ajungem la 600.000 de abonați, să ajungem o comunitate forță. Și așa sunt în forță, dar... Eu zic că dacă ajungem la 100.000 să facem turul României, să mergem toate orașele, să vizit, să facem meeting. Ca cum s-a dus pandemie, s-a dus tot un meeting. La 600.000? Nu, la 1.000.000. La 1.000.000, da. Să mergem prin toate orașele mari din România. Da. București, Iași, și organizăm o săptămână. Da. Când în săptămâna aia să mergem așa. Peste tot. Asta să fie surpriza pentru toți fani. Da. În toți urmăritorii. Da. De exemplu, am făcut 1.000.000. Da. Imediat, săptămâna următoare. Luni la Iași, marți la nu știu unde, miercuri... Toată țara, da, toată în orașele mari, nu putem să mergem în orașele mari. Da. Dar cred că nu e mai mult de o săptămână, nu cred că reușim. Cam 2-3 săptămâni. Da, doar nu stăm, mă. Dar chiar dacă nu stăm... Dacă nu stai, băi, tot durează. Maxim 2 săptămâni. Maxim. În 2 săptămâni mergem toată țara. Da. În orașele mari. Constanța, București, Galați, Iași, Suceava, Focșani, Padjud. Tot. O luăm așa, facem un traseu și o luăm. Da. Așa că hai să ajungem cât mai repede la 600.000 de abonați. Nu uitați să dați acolo distribuirii, nu uitați să dați un like, nu uitați să dați acolo așa un comentariu. Ia s-o cap. Hai, v-am pupat, o seară frumoasă, că miroase, trebuie să plec din lângă el. Pa, pa. Ce-ai făcut-ai? Ce-ai făcut? Ne-am rămas fără găleat. Unde e găleata? S-a dus la punct. Ai scapat găleata în fântână. Ai și ți-o de genă. Nu știu, că ai o boală la găleț. Și dincolo 30 găleți ai băgat în fântâna și ei. S-o rup lanțul, domnule. S-o rup lanțul de iubirii. Asta vreau să zic și eu. S-o rup. Rezistă cât rezistă, după aia să rup. Ce vrei să faci? Cum s-o rup lanțul, cu ieșit de acolo din optarul ăla? Ieși eu și să-i fac. Și tu l-ai văzut? Nu se văd. Am văzut în momentul când o chica deja. Parcă îi și parul ăsta s-o îndoie, parcă îi drâmba lui... Nu mai zic. Deci vezi, asta înseamnă că ne trebuie hidrofor. De asta, pompă, să scoatem. Uite și asta. Autofiletanta să o punem la loc. Da. Hai, o seară frumoasă tuturor, că e jale. Cât ar fi lumea de rea, nimic n-o să ne oprească. Să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus în viață. Cu așa comunitate.